nu mai există conflicte îndepărtate și conflicte apropiate. Din acest punct de vedere, orice zonă care pune în pericol, orice conflict care pune în pericol stabilitatea și siguranța cetățenilor noștri reprezintă o preocupare. Ne manifestăm, ca și Guvern României, aceeași poziție de a fi implicați alături de partenerii din Uniunea Europeană, în solidari, și cu partenerii din NATO pentru orice efort care duce la stabilitate și securitate în zonă.